Suntem bombardați cu niveluri duble de ultraviolete. În miezul zilei, doar umbra și cremele de protecție ne păzesc de arsuri. Specialiștii spun că toate persoanele ar trebui să folosească la primele expuneri la razele ultraviolete creme cu factor de protecție 50 în primele zile, după care 20 și apoi 30. Brașovenii sunt cei mai expuși locuitori din țară la radiațiile ultraviolete, o spun specialiștii care au realizat o hartă la nivel național. Aceasta poate fi accesată pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Pe litoral și la munte, soarele este mai fierbinte și mai periculos. Radiațiile ultraviolete ne pot face și mai mult rău decât până acum. Acestea cresc în intensitate de la an la an. Nivelul cel mai mic de radiații din țară a fost înregistrat luni la Satul Mare, mai exact 7, pe lângă cel mai mare de 7,9 la Brașov, Constanța și Mangalia. Pe o scară de la 1 la 11, radiațiile din țara noastră sunt aproape de 8. În țările vecine este mai rău, ceea ce înseamnă că alerta se apropie de maximum. Nivelul de radiații diferă în funcție de concentrația stratului de ozon, localizarea geografică, poziția soarelui și aerosoli. Astfel, indicele este diferit de la țară la țară și chiar de la o regiune la alta. Pe hartă, zonele marcate cu roșu sunt cele mai afectate de razele ultraviolete. România este portocalie și are uneori câteva zone roșii. Așa s-a întâmplat și luni. În aceste condiții, cel mai sigur este să fiți cât mai precauți, mai ales în zilele caniculare, nu plecați de acasă fără să folosiți o cremă de protecție împotriva razelor solare. Și medicii o spun, mai bine preveniți decât să tratați. Dacă în multe din țările europene avertizarea populației este deja un lucru firesc, până acum în România nu a fost emisă niciodată o atenționare asemănătoare celor de inundații sau vijelii. De exemplu, în Ungaria, pe 15 iunie, autoritățile au decis ca activitățile în aer liber să fie oprite ca urmare a creșterii nivelului de ultraviolete.